Bună tuturor! Știu că multe de voi m-ați așteptat și m-ați rugat să fac un nou video ce am făcut și ce am achiziționat pe 9 octombrie. Deci, ce am achiziționat aici și ce o să vă arăt acum este disponibil. Adică puteți lua parte, puteți cumpăra, sunt valabile multe produse până și în februarie, se pare că 2021. Multe produse sunt până la sfârșitul lunii decembrie. 2020. Deci, ceea ce vedeți acum aici, ce o să vă arăt, este actual. Vă puteți înscrie ca să faceți și voi economii. În acest video o să vă arăt cum am făcut eu economie de 60 de euro, așa, aproximativ luna asta. Cred că mai mult de 60 de euro, dar să începem să vă arăt despre ce este vorba. Dar, întâi de toate, vreau să vă spun de ce am câte două produse. Cred că toate știu că eu fac pentru două IBAN-uri, adică pentru două persoane, fiindcă și banca mea e diferită și IBAN-ul meu e diferit, adică eu cu soțul meu suntem separați la chestia asta și adică îmi permit ca să fac chestia asta. Deci, am două produse. Câte două produse din fiecare, din motiv că am făcut pentru două IBAN-uri. Să fie deci clar, să nu apară foarte multe întrebări. Poate o să vă duc așa, cumva, într-o neînțelegere și să nu înțeleg de ce. Să începem cu Ariel. Deci, costă 5,95 euro. În campania asta s-a început acum. Acum e nou început. Nu e cealaltă, nu are nimic cu cealaltă de data trecută. Există un site, vă înregistrați, acolo este o listă din care vă puteți alege ce produs doriți. Ca atare, mă gândeam că o să-mi cumpăr unul de 30 de spălări, că na, doar un produs și de ce să-mi iau unul mic dacă pot să-mi caut ceva cu spălări mai multe. În campania dată a fost scos detergentul praf și este voie doar de pernuțe și de lichid să cumpărați. Că am văzut praf și era wow, dar când m-am uitat deja este exclus. Deci se cumpără doar pernuțe sau așa lichid. Ne-am luat două la fel, că celălalt nu știu, parcă nu mi s-a părut ok. Deci se încarcă bonul, vă înregistrați și primiți banii înapoi. Este o chestie de 5,95 euro. Următoarea mea achiziție este vorba despre vernier. Să vă arăt așa, de la detergent la detergenți. La Vernel, el costă, acum mi-am scris aici, costă 1,75 euro. 1. Sunt așa. Nu există altfel. În campania asta nu există altfel de vernel. Adică ori unul, ori altul luați. Eu am luat și așa și așa. Știți și deja răspund la întrebare de ce am făcut așa. Trebuie numai decât să aibă stickerul cu gratis teste. Asta. Iar când faceți fotografie, ca să primiți bani înapoi, trebuie și produs fotografiat. Cel puțin mie așa mi-a cerut. Și 500 de persoane se pot înscrie zilnic. Adică dacă n-ați reușit azi, reușiți mâine. Dacă nu, poi mâine. Fie valabil până pe 31 decembrie 2020. Dar bonul puteți să-l încărcați până pe 7 ianuarie 2021. Reușiți. Eu am primit confirmare de start, am reușit. Deci da, ori ăsta îl cumpărați, ori ăsta îl cumpărați. Dacă dețineți un IBAN, dacă dețineți două cu nume diferite și chestii astea vă permiteți, poftim, încărcați ca și mine. Nu vă sfătuiesc să încărcați dacă sunteți mai multe persoane, de exemplu 4 persoane și aveți o legătură, nu știu, acolo, să vă lăcomiți. Nu, adică nu vă recomand să vă lăcomiți. Două produse într-o casă, eu consider că sunt ok. Mai lăsați și la alții, adică, da. Probabil nu e frumos nici din partea mea să iau atâtea produse, dar cum am nevoie și momentan nu lucrez, iar chestia asta se simte, încerc cumva să ies din situație. Îmi cer scuze pentru cei care consideră că fac ceva greșit și că iau pe dinaintea cuiva chestia asta. Îmi pare rău, dar am nevoie.
Deci nu mă lăcomesc la orice și mă stăruie, adică să nu iau orice produs, doar ceea ce îmi trebuie. Ce vreau să vă mai spun? Nu luați produse dacă nu le folosiți. Lăsați-le la alții să le folosească. Am văzut foarte multe produse din categoria cu mâncare. Deci arăt Nutella că e, face parte de la bucătărie. Adică eu cu ea n-am treabă la baie și chestii din astea. Și se aruncă. Nu le luați. Lăsați la mai bine la alții. Luați un produs și încercați. Dacă aveți două iubanuri, nu vă grăbiți să luați. De exemplu, erau acolo sushi, sunt la moment... era un fel de brânză care se coace. Dacă vreți să luați mâncare, vă recomand din tot sufletul, luați întâi pentru un IBAN, încercați să vedeți dacă e bun, dacă vă place, dar nu le luați să le mâncați. Sunt multe persoane care adică mănâncă și consumă și și-ar dori să găsească și nu mai găsesc. Deci nu e vorba despre mine, doar din ceea ce am văzut eu prin alte grupuri și chestii din astea. Deci da, la vernier nu uitați, să fie cu gratis teste. O să las link-urile la fiecare produs în parte, să vedeți și unde vă puteți înregistra. Dar puteți participa și în, sau vă pot invita eu dacă aveți nevoie și nu găsiți, cum să economisești în Germania, grupul Anne Hoffmann. E foarte clar acolo descris, sunt fete care o să vă ajute și o să vă răspundă imediat la ce întrebare aveți, cum se încarcă, cum funcționează. Da, mai aprofundat. Dar dacă ceva, sunt disponibil și în privat să vă răspund. Primesc foarte mult mesaje în privat, îmi cer scuze la cel care nu am răspuns încă. Să trecem mai departe, cu foarte mult vorbesc. Să luăm la Lenor. Avem Lenor, peșa, parfum. Nu știu, eu cred că e cam un simplu Lenor. Nu știu de ce. Groase, e sexy, e bine, e fresh. E asta. Foarte tare mi-a plăcut. Sunt foarte bine. Deci a costat 4,95 €. Deci un produs, 4,95 €. Iar vă readuc aminte, doar un produs. În campanie doar un produs. Testa numai. Testa dacă aveți alt IBAN, puteți să folosiți. În campanie mai sunt diferite culori, alt fel de mirosuri. Astea mi s-au părut cele mai ok din cele ce erau pe raft. Economie foarte bună, ar zice, că din asta speci, speci, speci. Eu folosesc la hainele, care și noi, de zi cu zi. La lingerie de pat folosesc altfel de, ia, cum ar fi ăsta, vernel, din asta folosesc, dar mai dau și puțin cât e din asta. Asta se adaugă direct în barabanul mașinii. La fel, este un site, o să-l lăs jos. O să mă registrați, dacă ceva nu înțelegeți, vă puteți abona în grupul Anne Hoffmann sau îmi scrieți mie în privat, nu e nicio problemă. Se căutau acolo moderatori și îmi doream foarte mult, dar nu o să dispun de timp, fiindcă luna asta cred că și nasc și nu o să mai am. Nu am când. Dar mi-aș dori mult, poate pe viitor. Trecem la șampun. Serios, costă 2,95 € bucata. Erau mai multe produse ca tare, se putea de luat și alt fel de șampon, eu m-am dus ca căscătură acolo, că nici nu am deschis link-ul nimic, doar ce am văzut în reclamă, să zicem așa, ce se poate de cumpărat și am luat așa două la fel. Dar asta e, adică nu-mi pare rău, e foarte ok pentru volum, ce am nevoie eu, dar se putea și lua ceva și pentru soț. Dar o să se spele și cu ce este. Când e pe degeaba, tot e bun. La fel, este un anumit număr zilnic de participare. Dacă nu reușiți azi, reușiți mâine și oricum reușiți. E valabil, nu mai țin minte cât este valabil. Trebuie să mă uit. Dar acolo scrie, când intrați într-un site undeva sau cumpărați ceva, fiți atenți chiar la ăștia cu gratis testings, când scrie data. Multe sunt din anul trecut și fac ăștia marketing. Adică nu le scot la raft. Sau le bag așa mai în fund și voi nu le mai găsiți. Sau le luați pe cele cu termenul trecut, să fiți atenți. La asta e ok, că nu trebuie să aibă gratis testing, adică te duci, le luați și gata. Când deschideți pe SIOS site-ul, acolo este o listă cu ce vă puteți voi achiziționa. Deci asta este la SIOS. Șampon iarăși. Da, șampon. Șampon mai am și de la producte, să încă vreo 5 cutii. Dar nu spun minciuni, nu 5 cutii. Mai am 3, că unul deja e pe aproape gata.
Iarăși, am luat pe soț și pentru mine. Adică mi-a luat ceva de aloie, soțul i-a luat Fomen. Care e chestia cu Head & Shoulders? Se întoarce înapoi, mi se pare mie să nu mă greșesc, doar o anumită sumă. Adică nu trebuie să treceți suma de 2 euro. Se pare că 2,99 euro se întoarce. Sau nu sunt sigură. Trebuie să mă uit încă o dată. Fii ceva atenție, îmi cer scuze că vorbesc cu tine. Vorbesc și nu sunt informată. Am plătit pe el 3,55 euro. Așa o cutiuță costă 3,55 euro. E foarte scumpă. Față de Pantene sau ce foloseam noi până acum. Trebuie să mă uit la anume care e chestia. Dar sunt sigură că nu trebuie să treacă de 300 de mililitri. Adică se putea achiziționa orice fel de Head & Shoulders. Acolo chiar apare toate chestiile astea cu imagine când deschizi ca să încarci bonul. Eu am ales așa, nu m-am uitat pe site, doar știam din descriere că trebuie să aibă până la 300 de mililitri și este nevoie să scrieți o recenzie. Încă nu știu cum e treaba cu recenziile, dar eu am scris că am alergie la ele. Trebuie să fie ceva negativ. Acolo se pare că nu trebuie să scrii singur, doar bifezi una din cauze de ce nu îți place sau ceva de genul. Acolo sunt câteva întrebări. Eu am scris ceva negativ, adică că am alergie. Altfel nu întorc nici bani. Dar e marketing și facem parte și noi din acest marketing și ar trebui cumva, da, nu sunt sute de produse, dar e ok. Deci trebuie să scrieți negativ. De ce nu sunteți mulțumiți? Adică să nu ne înțelegem greșit. Am participat iarăși la Tena. Pe asta l-am desfăcut, chiar să mă ce conține. Doar un produs se poate la Tena. Din toată lista, doar un produs. Da, sunt foarte mulți produse acolo, să vedeți, dar doar unul se poate. Eu am luat două, că pe numele soțului am făcut unul. Nu știu acolo ce o să zic, ăsta se folosește de absorbant. De... deja o să folosesc eu. La Tena costă 3,45 euro cutiuța. Dacă am toate costă 3,45 euro, să mă uit la Eloise, dar chiar nu m-am uitat. Uite, n-am scris la Eloise. Da, deci spuneam mai mult că de 60 de euro s-am plătit. Asta să mă uit. Aveam și aici bonurile. Da, 3,45 euro ca și Tena costă. Cum funcționează? Iarăși, luați doar un produs, îl alegeți din lista care este, că o să trebuia să-l alegeți și de sub, sau de subtul ăsta, că scrie 100% Gelsrug, este un action scod. Action scodul ăsta o să-l introduceți chiar din prima, acolo scrie. Deci l-ați introdus, completați datele voastre și cam atât. Pe urmă se primește un e-mail cu confirmare că primiți sau nu primiți, da, trebuie să primiți, că dacă nu încălcați regulamentul, deci. La fel așa, să luați seama când descrieți, se poate lua, eu acum am făcut, ieri m-am chinuit puțin, mi se părea că nu este niciun cod, că descrieam cu totul. Așa, și tăiesc foarte subțire, să luați seama că este cod, adică e tot ok. Am achiziționat ROS, la ROS poți lua 3 cutiuțe, deci îmi mai lipsește numărul 2. Nu am făcut pe numele sus, am făcut doar pe numele meu. Nu am avut când să mai fac și pe numele lui sau să cumpăr ceva de genul. Și plus la toate sunt negre. Negru cu alb, nu știu cum. De ce nu am luat multe? Tena, alb, ok, clasic, e ok. Nu am nicio problemă. Dar am luat alea cu negru, nu-mi plac. Și am zis că să încerc și la Eloise negru. Apoi o să văd. Dacă e ok, o să mai cumpăr. Dacă nu, las și la alții să încerce să vadă. Poate tot nu sunt mulțumiți. Deci costă 3,45 euro asta, 3,45 euro asta. Îmi mai lipsește o cutiuță de numărul 2. Se poate lua toate 3 pe un IBAN. Puteți să le testați pe toate 3 din campania care este acum. Este valabilă până la 30 noiembrie 2020. Scrie foarte clar și aici unde trebuie să intrați și ce să faceți. Dar
dacă ceva sunt probleme, putem să rezolvăm în privat. Tempo. Deci, șervețele. Acest este un box cu multe, multe șervețele și așa o cutiuță care se extrag din asta. Sunt 80 de bucăți. Cum funcționează Tempo? Și cât costă? 1,75 € și 2,75 € se pare că. Deci am trecut suma de 3,33 €. Doar 3,33 € se întoarce. Dar se pare că ăsta era mai ieftin. Nu țin minte. Trebuie să vă încadrați în 3,33 € ca să vă se întoarcă suma. Adică mai mult nu se întoarce. Dacă mai trebuie încă 10 cenți, nu o să vă întoarcă. O să vă întoarcă doar 3,33 €. Trebuie să cumpărați numai decât așa un box cu multe șervețele și așa o cutiuță. Sunt mai multe feluri, chestii din astea, poate găsiți la ceva la o ofertă și luați mai ieftin. Am luat iar câte două, că am făcut și pe numele soțului. Am mai luat șervețele Seva, la fel, două cutii, așa și așa. Deci aici lipsește una că noi deja o folosim pe cealaltă. 85 de cenți, dar sunt foarte calitative, v-aș spune. E unica la care încă nu am reușit să mă registrez, că foarte, foarte repede, adică la ora 9 trebuie să înregistrez deja, că până la 9 și 15 deja toate locurile sunt full. Dar avem timp să mă înregistrez. Și voi și eu. Cumpărați, că se merită. O să stați vreo câteva zile de la pândă, dar poate achiziționează mai mult și mai rămân așa locul și puteți și voi mai repede să încărcați. Deci, da. La fel. Intri, înregistrez. O să las link și poftim. Dacă ceva nu înțelegeți, vă explic. Dar dacă ați făcut odată, eu mă gândesc că e foarte clar și ok să înțelegeți cum se face. E cam la toate la fel. Doar la câteva din ele trebuie să pui un cod, cum la Athena. La altele trebuie să scrie codul de barare, IAN. Se pare că la Ariel a trebuit codul de apărare, dar l-am fotografiat. L-am fotografiat și am zis că acolo ai mai multe opțiuni. Îl scrii cu mâna, îl fotografiezi sau îl scanezi. Nutella. Nu mai am și până că am mâncat-o. Deci aici trebuia să fie un sticker. Sub sticker este un cod. Când cumperi borcanașul ăsta de Nutella, cumperi și o pâine. Și se întorc banii pe pâine, adică ea costă 2,99 € și dacă mai iei o pâine, na, ți iese gratis, adică pâinea gratis și Nutella 2,99 €. N-am desfăcut-o și nu o să-ți fac de grabă, cred că mai avem de la Reve Milka, care tot am luat-o ca product tester pe cupon gratis. Nu ar trebui să plătesc nimic, o să vă explic în următor video care este chestia. Vreau să fiți atenți aici, trebuie întâi de udat, scoți capacul. Îl uzi, îl lași puțin și apoi scoți eticheta, să rămână codul. Că eu am făcut și l-am distrus și a trebuit să scriu e-mail, să-mi primat alt cod, dar a funcționat, trebuie și așa. Nu m-am descurcat cu asta, să desclei și a venit în e-mail, mi-a venit alt cod și am reușit. Deci, asta a fost achiziția mea pe luna octombrie. Mai sunt încă foarte multe produse din, pentru bucătărie, adică din paste, brânză, am văzut iaurturi, nu știu dacă o să le reușesc să cumpăr ceva de genul, că nu prea particip la tombolă din, sau nu să fie tombolă, că tombolă e altceva, la campanii din astea care cu mâncarea nu prea particip, că da, fiecare cu gustul lui. Adică eu nu sunt prea adeptă la produse nemțești și chestii din astea și folosesc în meniul meu mai mult produse autentice mie din Republica Moldova și da, mi-a permis să cumpăr felurite de brânzeturi sau ceva de genul, dar deci, dacă nu o să le mănânc eu, de ce să le arunc, cum v-am mai povestit, îl las altcuiva. Participați voi. Deci, următorul video, la fel o să-l încarc, cred că astăzi, o să vă prezint ce produse am primit eu ca product tester, adică gratis, este vorba despre HouseGadget, dacă știți, vorba despre alimente chiar, ce am primit eu gratis, adică prin poștă mi-au venit produse care se, cum să zic,
Deci te înregistrezi pe mai multe site-uri ca product tester. Și ai ca condiție că dacă primești un produs, trebuie să-i faci reclamă. Dar primești gratis. Deci o să vă arăt în următorul video despre ce este vorba. Și cum am primit și ce am făcut. O să vă las și acolo link-ul. Cred că la fiecare produs o să las link-ul și în video, poate dacă nu va fi lene, voi scrie și prețul ca să știți. Deci cam luna asta au fost 60, în jur de 60 de euro economisiți. Ceea ce mai sunt încă foarte multe produse de testat, dar eu nu știu dacă o să le cumpăr toate și nu știu dacă o să reușesc. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și dacă mai reușesc să fac ceva, o să vă spun cu drag. Puteți să mă urmăriți pe Facebook sau Instagram, de multe ori postez la fel ce testez. Din astea nu prea postez, fac doar video, dar ceea ce primesc eu ca product tester și care vă puteți și voi înregistra, știu că sunt mămici acasă și care nu-și permit să cumpără, de exemplu, nu știu, același blender sau... Sunt foarte multe produse care se pot achiziționa. De exemplu, am primit una asta de ciocolate și de napoletane, că am zis că nu mai, doar dulce mâncăm. Dar m-am împărțit și cu prietenii și e ok. Adică se fac economie și vă puteți îndulce puțin. Vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine și puteți să-mi dați un follow dacă nu vă este lene. Și să mă urmăriți pe Instagram la ce produse și pe ce site-uri mă mai registrez. Vă pup!